Prin vremurile de pe urmă, noi de fapt definim timpul în care s-a scurs istoria, s-a terminat, deci, timpul acesta istoric, ne pregătim de sfârșitul istoriei și ne pregătim de, pentru a doua venire a Mântuitorului Hristos, când va avea loc întâlnirea, marea întâlnire a tuturor oamenilor cu Dumnezeu, judecata tuturor oamenilor și începutul vieții veșnice, adică începutul împărăției lui Dumnezeu. Când vorbește despre acest timp din urmă, sfârșit al istoriei, Sfânta Scriptura Noului Testament, îl mai numește acest timp din urmă sau aceste vremuri din urmă, le mai numește și înnoirea lumii, înnoirea omului. Așadar, va avea loc înnoirea omului, înnoirea universului, un cer nou și un pământ nou. Acest moment este taina lui Dumnezeu. Acest moment aparține lui Dumnezeu și cum foarte frumos se exprima Părintele Rafael Noica într-un cuvânt, într-o scrisoare adresată unui arhiereu, spunea că sfârșitul istoriei îl va face mâna tot blândă și tot puternică a lui Dumnezeu. Din acest motiv, rămâne o taină, rămâne un mister când sosește acest timp din urmă, când sosește acest moment care mai este numit și apocaliptic sau un moment al parusiei, adică al prezenței lui Dumnezeu în fața întregului univers și în fața tuturor oamenilor. Deci rămâne un mister, o taină și noi trebuie să fim pregătiți permanent. Nu știm dacă trăim vremurile de pe urmă, însă știm un lucru foarte important, că vremurile de pe urmă vor veni ca un fur, care nu se anunță, niciodată furul nu anunță când vine să prade sau să fure. Vine așa cum este firesc furului, vine pe neașteptate. Acest moment este tot la fel, vine pe neașteptate, iar noi putem să fim pregătiți și suntem invitați să fim pregătiți permanent. Așadar, invitația mea este să trăim momentul, ziua, clipa, ca și cum ar fi ultimul moment, ultima clipă, dar în același timp, ca și cum ar fi prima clipă, întâia clipă a existenței mele, să o trăiesc de plin, frumos și conștient că oricând sunt chemat la marea întâlnire, întâlnirea cu Creatorul, cu Mântuitorul și cu Judecătorul întregului univers.